Copiii înscriși în campania Destine au nevoie de ajutorul nostru. Poveștile lor de viață sunt de-a dreptul impresionante, iar greutățile pe care le întâmpină afectează atât pe plan personal cât și școlar. Viața unui copil se poate schimba printr-un simplu gest, mai ales acum, când mai sunt doar câteva zile până când va începe noul an școlar. Copiii din cadrul campaniei Destine au nevoie de ajutorul nostru pentru a merge la cursuri pregătiți, iar Fundația Dan Voiculescu a demarat o acțiune menită să-i ajute pe toți acești copii. Toți cei care vor să facă o faptă bună pot dona rechizite și copiilor care au nevoie de ajutor. Destine este o campanie în cadrul căreia oricine poate deveni prieten al unui copil care are nevoie de sprijin pentru a merge la școală. Și stăm de vorbă în aceste momente cu Octavia Geoamănu, ambasadorul campaniei Destine. Octavia, bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața, suntem pe ultima sută de metri cu această acțiune a campaniei Destine, prin care ne dorim să reușim să ajutăm cât mai mulți copii din cadrul acestei campanii să aibă un început de școală așa cum ne dorim cu toții, așa cum începutul de școală e în amintirile noastre, probabil și al amintirea. Asta este problema, că noi ne-am dorit ca toți copiii să aibă amintiri frumoase din prima zi de școală și sunt foarte mulți copii care, din păcate, nu merg la școală din cauza lipsurilor. Poveștile sunt impresionante ale celor care sunt în cadrul acestei campanii. Uite, de exemplu, o avem pe Sara, care va începe săptămâna viitoare clasa 7. Trăiește împreună cu cei trei frați ai ei, într-o căsuță cu două camere, fără curent electric. Nici nu vreau să mă gândesc că vine toamna, iarna acum și ce înseamnă să nu ai energie electrică. Cu toate astea, nu este împiedicată să aibă rezultate excelente la școală. De altfel, toți copiii din cadrul acestei campanii învață foarte bine și își doresc să-și depășească limitele. Însă ar fi total nedrept ca din pricina lipsurilor materiale să nu poată să-și ducă mai departe adevărata menire. Și dacă tot mai sunt câteva zile până când începe școala, m-aș bucura din tot sufletul dacă printre telespectatorii noștri s-ar număra și destule persoane care să-și dorească ca pe lângă ghiozdanul pe care îl pregătesc copiilor lor să mai facă încă unul cu rechizite, cu tot ce trebuie pentru o primă zi de școală, pentru unii dintre acești copii. Ceea ce oamenii există? Trebuie să înțeleagă este că nu e nevoie de lucruri scumpe, că nu e nici nevoie de jucării. Mm-hmm. La un moment dat, în apropierea Paștelui, am fost la o familie care avea trei fetițe, le-am dus niște cărți. Vreau să spun că din momentul în care le-am dăruit cărțile, le-am pierdut definitiv. N-am mai avut cu cine să vorbesc, pentru că ele nu mai văzuseră de atât de mult timp niște cărți simple, colorate, cu povești, și mi-a spus mama lor după câteva zile că încă nu le-au lăsat din mâini. Asta trebuie să facem, să luăm niște lucruri foarte simple, exact, care nu costă o avere, exact, și să aducem o bucurie ce nu poate fi valorificată niciun fel. Pentru cei care sunt în București, există o urnă special amenajată în Grădina Valorilor, în Parcul Tineretului, intrarea Pridvor. Până sâmbătă va fi această urnă acolo. Ne deci dorim poate să veni fie oricine, oricine care are, nu neapărat să cumpere, dar care poate încă mai are rechizite rămase de anul trecut de la copiii pe care i-are acasă. Rechizite nefolosite, caiete nefolosite, tot ce ar putea să ajute un alt copil, tot ce ar putea să-i aducă o bucurie. Iar pentru cei care sunt la distanță și vor să facă acest gest, pot cumpăra tot ce trebuie și le pot trimite printr-un pachet pe adresa noastră sau ne pot contacta pe office@fundatiadanvoiculescu.ro, în așa fel încât să le spunem cum pot lua legătura direct cu acești copii. Pentru că prin această această campanie, noi asta ne dorim, ca pentru acești copii pe care noi îi avem în grijă să reușim să le găsim cât mai mulți prieteni. Noi ne dorim foarte mult să intermediem această relație, da? Tu, dacă vrei să fii prietenul unui copil, îți spunem noi cum să faci, trebuie doar să vii la noi. Dacă sunt persoane care vor să ajute, dar consideră că nu au suficient timp să umble, să caute ghiozdane, rechizite, pot dona și bani? Cu siguranță există un cont afișat pe campaniadestine.ro. Este destul de evident, trebuie doar să specifice în dreptul, atunci când virează banii în cont, să spună cărui caz se adresează. Mi s-a părut extrem de interesantă ideea acestei campanii încă de la început, să adopți, practic, să fii prietenul unui pe copil care are nevoie de ajutorul nostru. Știi, cum au reacționat oamenii? Cât de mult s-au schimbat viețile acestor copii? La început am avut în jur de 30 de copii atunci când mi s-a propus să fiu ambasadorul acestei campanii în urmă cu câteva luni. Acum sunt 80 și ceva, wow, pentru care ne dorim să găsim cât mai mulți prieteni. Și partea bună a acestei campanii, care m-a încântat și pe mine foarte mult, a fost că nu ne dorim să realizăm o relație de prietenie pe termen scurt, așa cum îi spuneam și lui Adi Ursu acum câteva luni, de Paști și de Crăciun, ci pe termen lung. Adică hai să am grijă de acest copil și de nevoile lui pe termen lung, să investesc în educația lui. Niciodată nu se știe de unde poate să răsară acel geniu. Știi cum de altfel se întâmplă? Da. Ca adevăratele genii să
apară din locuri unde n-ai bănui. Eu știu că tu te-ai implicat de-a lungul timpului în diverse campanii ale fundației, dar acum de când ești mamă, știu că ești mult mai implicată decât înainte. Să știi că am venit cu Andrei astăzi după mine, este abia în redacție cu colegii noștri și este prima acțiune la care participă și el, pentru că de aici voi merge să fac cumpărături pentru câțiva dintre copii, să le ofer rechizitele de care au nevoie, fiindcă îmi doresc din tot sufletul să pot să le aduc un zâmbet, deci o bucurie. Nimic nu este mai important pe lumea asta ca bucuria pe care o vezi în ochii unui copil atunci când ești lângă el, când îi dăruiești ceva. Nimic, cu adevărat nimic, și spun asta din experiență. Dintre cazurile pe care le-ai prezentat în cadrul acestei campanii, Octavia, și știu că ești la curent... Să nu mă întreb care m-a impresionat cel mai mult. Ba da. Și vreau să știu cum s-a schimbat viața unor copii, pentru că știu că au fost niște lucruri extraordinare care s-au întâmplat în aceste luni de când s-a demarat această campanie Destine. Într-adevăr, sunt mulți copii. Uite, de exemplu, avem pe Darius din Sibiu, care este participant la tot felul de competiții sportive. Își dorea la un moment dat o bicicletă cu care să participe la campionate și... A și primit-o imediat, nu? Chiar domnul profesor a fost cel care a văzut materialul la televizor și m-a trimis pe mine curier. Am văzut, da. Și i-am dat acea bicicletă și s-a bucurat enorm, pentru că nu era orice bicicletă. Adică era una specială pentru competiție și a fost foarte fericit. Ți-am zis, cazurile oricum sunt foarte multe, știu că noi nu avem foarte mult timp la dispoziție. Îi invit pe telespectatori să intre pe campaniadestine.ro. Vă ia câteva secunde, oricum stați foarte mult timp pe telefon, vă petreceți mare parte a timpului și în trafic și oriunde ați fi pe telefon. Intrați pe campaniadestine.ro, să vedeți acolo foarte multe cazuri ale unor copii care cu adevărat au nevoie de ajutorul nostru, un ajutor care pentru noi este minim, și când spun minim, chiar este minim când o să vedeți poveștile lor, însă pentru ei e luna de pe cer. Mulțumesc foarte mult, Octavia. Sunt ferm convinsă că va fi mai mult decât încununată de succes și această inițiativă voastră. Ajută. Și toate detaliile le veți găsi și pe pagina noastră de Facebook. Vom posta și înregistrarea, vom posta toate detaliile, astfel încât oricine își dorește să ajute, să știe exact ce pași trebuie să urmeze. Foarte